1874 este anul înființării Uniunii Poștale Universale, structură creată prin acceptul a 22 de țări. De atunci încoace, 190 de țări s-au unit, formând această uniune, care transportă astăzi, la nivelul mapamondului, numai puțin de 350 de miliarde de scrisori și 6 miliarde de colete. Lor, poștașilor, comunitatea internațională le-a dedicat ziua de 9 octombrie, marcând-o, cum se cuvine, ca Ziua Mondială a Poștei. Uniunea Poștală Universală înseamnă la ora actuală 190 de țări, înseamnă distribuirea a circa 350 de miliarde de scrisori anual și peste 6 miliarde de colete anual. Totodată Uniunea Poștală Universală, din care face parte și țara noastră, este cea mai puternică rețea de distribuție fizică din lume, cu circa 6 milioane de salariați. La nivelul județului nostru lucrează 94 de subunități poștale, cam 310 salariați, din care circa 60% sunt factori și agenți poștali. Prin mâinile acestora trec la nivel județean 900.000 de scrisori anual, iar numărul partenerilor lucrătorilor poștali este de asemenea important. Țin să felicit pe toți salariații poștali, în special din județul Giurgiu, și vreau să le urez totodată multă sănătate lor și familiilor lor. În același timp vreau să asigur clienții și partenerii Poștei Române din județul Giurgiu un număr de peste 122.000 de colaborarea noastră continuă și le recomand ca în continuare să aibă încredere în instituția Poștei și în salariații săi. Chiar dacă la nivel național, activitatea poștașilor noștri, afiliați la Uniunea Poștală Universală, trece prin importante momente de restructurare, poșta din România reprezintă un factor important în societatea informației, un instrument de comunicare esențial care facilitează dezvoltarea culturală, socială și economică a țării.